Salutare, sunt Mihai Daniel, iar scopul acestui tutorial absolut gratuit este să te învețe cum să faci paper trading, cum să-ți notezi lucrurile importante, cum să te folosești de tehnologia existentă în ziua de astăzi, da? Și o să vă arăt și niște chestii de bază pentru tranzacționare, pentru cei care sunteți chiar la început de drum. În primul rând vreau să vă spun niște lucruri până ajungem la partea tehnică. În investiții, ca în orice în viața asta, ai nevoie de planificare. Ai nevoie să știi de ce faci acel ceva, ce îți dorești să obții și ce riști să pierzi încercând să obții acel lucru. Da? Asta înseamnă bugetare, da? Stabilirea priorităților, stabilirea obiectivelor, da? Și calcularea riscului. Băi, eu am 1000 de lei. Vreau să fac luna asta 300 de lei profit. Ok, înseamnă 30% profitabilitate. Ce risc dacă nu mi-ating aceste obiective? Da? În trading, în general, este bine să lucrezi cu un stop loss de maxim 3% din valoarea portofoliului tău. Da? Deci dacă tu ai 1000 de lei buget, tu nu poți pierde mai mult de 30 de lei pe trade. Da? Dacă tu ai 1000 de lei buget și riști să pierzi 30 de lei, ar trebui să țintești să câștigi pe acea poziție măcar 50 de lei, adică 5%. Da? Ca să fii acoperit măcar parțial pentru partea de pierdere. Pentru că ăsta este un joc care se desfășoară pe lung timp, adică pe o perioadă îndelungată. Nu e ceva care îl faci astăzi, mâine, nu știu ce. Da, este un joc pe care îl faci dacă ți-ai propus să faci bani în cripto sau în bursă, trebuie să înțelegi că vei face asta în fiecare zi. Și atunci în fiecare zi te lovești de riscuri, te lovești de provocări. Da? Și dacă n-ai disciplină, da, deci ăsta, stop loss-ul este sfânt, trebuie să lucrezi cu el. Bugetarea este sfântă, trebuie să știi ce vrei de la piața asta, trebuie să înțelegi dacă, să-ți faci niște analize, dacă este rezonabil și dacă este posibil, da? Că nu poți veni cu 1000 de lei și zici, bă, eu vreau să prind un bonc care să facă 1000x și aia e. Nu, dacă vrei să faci trading, înseamnă că ai alte narrative. Bine, asta nu înseamnă că nu poți tranzacționa boncul. Bun, deci am lămurit. O altă chestie este vorba de disciplină. Da? Tradingul ăsta trebuie tratat ca orice în viața asta. Vrei să fii fotbalist, vrei să fii atlet, vrei să fii inginer, vrei să fii pilot de curse, vrei să fii pilot de avion, da? Trebuie să faci cu răspundere și seriozitate lucrurile. Trebuie să ai și o percepție realistă. Băi, viața mea cum e? Cât timp am eu pe zi? Pe săptămână? Cine sunt? Cum sunt? Dacă tu muncești de dimineață până seara și ai doar o oră când vii și ești super obosit, trading-ul s-ar putea să nu fie pentru tine să faci intraday, să faci pe 5 minute. Dar trebuie să faci pe alte intervale, da? Să gândești o strategie pe o perioadă mai lungă. Da? Astea sunt lucruri pe care tu cu tine însuți trebuie să le stabilești. Pentru cei care nu aveți cont pe TradingView, o să vă prezint imediat și TradingView, există varianta Binance Paper Trading. Acest mod, da, este oferit de Binance, pentru că sunt mulți oameni care au conturi Binance. Dacă nu aveți cont, voi lăsa un link de afiliat în descrierea acestui clip. Da? Practic, am căutat pe Google Binance Paper Trading, da? Și mi-au dat rezultatele astea. Mă duc pe ăsta, How to access mock trading Binance futures, da? Și mi se deschide această pagină cu informații de la Binance, da? Iar aici trebuie să dai click pe ăsta, or register now. Dacă nu aveți cont, folosiți linkul meu de afiliat din descriere, da? Din descrierea acestui video, știți, dedesubt unde scriu detalii despre clip, da? Și uite, dăm click. Mă duc pe contul de Binance, da? Ok. Aici trebuie să înveți să faci lucrurile astea. Imediat îți arăt care sunt pașii. Bun, suntem pe contul de Binance, da? Recomandarea mea ar fi să folosiți un laptop, o tabletă, un desktop, să vedeți lucrurile mai bine și mai clar, da? Suntem pe pagina principală. Ce avem de făcut aici este următorul lucru. Ne ducem la profil, da? De fapt nu, ne ducem întâi la futures, da? Și dăm USDT M futures, da? Dăm click,
Ne duce aici, da? Pagina. Mergem la profil. Așa, dăm click pe profil și dăm pe mock trading, da? Ăsta este tradingul cu bani virtuali. Ne dă account access, îi dăm continuă, da? Bun, și aici suntem pe varianta de test, da? A Binance-ului. De ce este bine să facem aici, pe lângă cei de la TradingView, este că avem acces și la long și la short, da? După cum vedeți, îi dau isolated 20x. Eu o să mă duc aici și o să-l fac pe ăsta 1x, da? Și dau confirm. În felul ăsta, riscul meu este 1, da? Diferența e atunci când ești într-o poziție short, da? El dacă crește și proiectul dispare, tu ai pierdut bani. Lucrul ăsta se întâmplă și când îți iei fisele în realitate. Când ești pe long, da, proiectul scade, n-ai ce să faci, trebuie să aștepți. Bun, suntem aici. Să zicem că, da, în partea de jos, aici, aveți un buton care scrie faucet. La mine nu apare acum pentru că am lichiditate, am 1000 de dolari, da? Available. Stați un pic să-i dau. Ok, să-i dau din nou, poate apare. Nu apare. În fine, în partea de jos, faucet, da? Și dați să vă dea 1000 de USDT, da? Pe care îi aveți available, să vă distrați cu ei, să faceți tot ce vreți. Bun. Acum, na, întâmplarea face că am nimerit fix să fac clipul ăsta după o cădere în 3 ianuarie 2024. Probabil multă lume știe, dar sunt mulți care veți vedea, sunteți de fapt multe persoane care veți vedea acest clip după o perioadă lungă de timp. Da? E după un crash, vedeți? Bun. Când avem un crash, da, hai să zic eu vreau să tranzacționez pe o oră. Da? Aici el mi-a pus niște moving average, niște indicatori de ariluri. Eu o să vă arăt pe TradingView că vreau să-mi folosesc chestiile mele. Acum ce facem aici este doar demonstrativ. Da? Și să zicem că Bitcoin-ul a avut o cădere aici. Da? Suntem la 43.600, da? Și eu vreau să pun că Bitcoin-ul ajunge la 45.000. Da? Ce fac? Aici pun la ăsta, da, preț, eu vreau să cumpăr la 43.250, 43.000 sau da, 250, da? Ăsta e prețul la care aș vrea eu să cumpăr. O secundă că are un delay ecranul. Da, nu știu. Imediat să văd ce-i fac, să-l refac. Gata, am dat refresh la ecran. Mie când nu înregistrez aici mi-apare jos faucet, unde pot să-mi alimentez acești available 1000 de dolari. Punem poziția asta, să zic eu vreau să iau o poziție long, da? Și vreau să-i fac size-ul în USDT, da? Că în BTC mă zăpăcește, da? Eu vreau să cumpăr Bitcoin, să zic, de 100 de dolari, da? La prețul actual și la take profit, da? Eu vreau să-mi iau profitul când Bitcoin-ul ajunge la 45.000, da? Iar stop loss-ul îl pun 3%. Hai să calculăm 3%. 43.211 43.211 minus 3%, da? Stop loss-ul pun la 41.914. 41.914, da? Și acum mai dau buy long. Ah, ok, minima cantitate îmi zice că este 129. Ok, atunci vreau să cumpăr de 150 de dolari. Da? Și dau buy long. Și poziția mea mi-apare aici, la open orders, da? Aici am order history, îmi arată ce am făcut, trade history, transaction, da? Assets, da? Position. Uite, de exemplu, mi-a luat ordinul, da?
Deci, în clipa de față, eu am început această poziție, sunt cu profit. Să zic, bă, piața este tulbure, a ajuns odată aici, la 41.200, da? Aș mai pune o poziție acolo. Și atunci ce zic? Îi dau lost așa. Mă duc pe aici și scriu așa. Cât era aici? 41.300, nu știu ce, 41.300. Pun 41.300, da? Pun poziția în valoare, vreau să cumpăr de 500 de dolari, dacă scade acolo, da? Îmi pun take profit-ul la 43.000, da? Pentru că eu cred că o să se întâlnească cu prețul din nou aici și îmi calculez stop loss-ul. Dacă eu cumpăr la 41.300 minus 3%, înseamnă 40.061. Deci stop loss-ul este la 40.061 de dolari. Dați un pic. Ok. Buy long. Iar aici am un open order, da? Buy la 41.300 setat, da? Poziții am așa. Și să zic, băi, piața acum s-ar putea să aibă o corecție, da? Eu am buget, mai am 300 și ceva de dolari. Cum fac un short? Eu zic, bă, uite, am două rezistențe aici, cred că ar putea să ajungă 43.700, da? Punem 43.700. Da? Îi dăm size 370 de dolari sau 374, că atâta am, da? Take profit-ul. Bă, hai să zic că are o corecție, nu știu, de aici până aici, am văzut eu așa un suport 42.665. 42.665, acolo îmi pun take profit-ul, da? Iar stop loss-ul mi-l pun eu acum, dacă am o poziție short, înseamnă că eu pariez că piața o să scadă. Stop loss-ul trebuie să mi-l pun mai sus. Și dacă eu mi-am luat poziția la 43.700, 43.700 plus 3%, da, că zicem sus, îmi pun stop loss-ul la 45.000. 45.000 fix, da? Deci, în cazul în care acest short nu funcționează, da? Și piața continuă să urce, când atinge pragul de 3% creștere, pe mine mă lichidează și mi-a stop loss-ul. Și acum mai dăm sell short, da? În clipa de față, pe order history, da? Avem toate pozițiile, da? Aici n-ai cum să spui, bă, nu le vezi, nu le întâlnești, da? Deci aici e clar. Paper trading este foarte ok. Pe Binance v-am arătat cum puteți face long, short, cum să vă puneți stop loss-ul, take profit-ul, da? Ideea este următoarea. Mai complex este TradingView și v-aș sfătui să-l folosiți în paralel, da? Adică să le folosiți pe amândouă în același timp, și Binance-ul și acest TradingView, unde va trebui să vă faceți cont. Dacă nu aveți cont deja făcut, da, vă puteți duce la planuri, da. Stați așa, profile settings, da. Și aici vă puteți alege product pricing, da. Eu am cont făcut de mulți ani, da. Și aici puteți să vă alegeți esențial, plus, premium. Acum, dacă sunteți începători, vă ajută ăsta. Dacă sunteți mai serioși în privința, scuzați alarma de la TradingView, dacă sunteți mai serioși în privința tranzacțiilor și a ceea ce vreți să faceți, plusul este mai ok, da? Pentru cei care vă permiteți, e mai ieftin să faceți un abonament pe un an, pentru că vă dă un discount. Iar cei care doriți să vă faceți un abonament power, să aveți 8 charts, 25 de indicatori pe chart, istoric, 400 de price alerts, 400 de technical alerts, puteți folosi această variantă. Repet, voi lăsa codul meu de referal. Mă ajută și pe mine, mai îmi dau ăștia cât un dolar aici. Cam asta e afilierea în industria asta cripto, da? Adică nu
eu le fac lor un bine, voi dacă o faceți cont aici îmi faceți mie un bine și așa mai departe, o mână spală pe alta. Să zic că v-ați făcut contul, da, totul este ok, da? Va trebui să ajungeți în faza de charturi, da? La mine netul este slow, dar merită. Bitcoin. Va apărea așa, super chart. Deschide o pagină nouă, imediat mergem pe ea. Chartul Bitcoin, da, cu Tether în paritate cu USDT-ul pe Binance. Aici am trasate niște zone făcute de mine, cei care mă urmăriți știți despre ce este vorba, da? Acum, suntem pe o oră. În general, da, dimineața, când vă treziți, este bine să vă trasați niște zone de suport și de rezistență, da? Fiecare cum le vede el. De exemplu, uite aici, este un suport, aici un suport. Aici iarăși este o zonă de suport pe care am testat-o, nu știu ce. Bitcoin a rezistat aici eroic și na, acum probabil trebuie să se ducă în sus, trebuie să depășim din nou 44.500 ca să revenim în zona asta. Altfel există un risc să fii respins, bla 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 bla. Bun, ideea este că eu acum, da, pot să dau click pe ăsta și să dau trade, da? Dar da, la mine contul este deja făcut. Ca voi să puteți să dați trade, da? Va trebui să intrați aici în zona asta, să selectați paper trading. Trading panel, strategy tester. Imediat să-l identific și continuăm. No, bun, ce facem acum? Ne ducem în partea de jos, da, a ecranului, la acest trading panel, dăm click pe el. Ok, apăsăm pe ăsta și ne apare paper trading. Îi dăm click, da? Și ne conectăm. Bun. Aici avem 1.382 bla bla balanț. Ok, deci suntem conectați, da? Aici o să ne apară position, orders, history, bla bla, toate astea. Lucruri foarte. Trading journal, da? Aici poți să-ți pui tot ce vrei tu despre tradingurile tale. Îți ții un istoric, da? Poți să faci și aici, pe calendar, poți să-ți pui aici idei, da? Deci ai o grămadă de lucruri. Acum dăm așa, da? Și să zicem, eu vreau acum să fac un trade și cred că Bitcoin o să aibă o corecție la 42.250, ceva de genul, da? Ce fac? Dau control, click, da? Și dau trade. Da, așa, unde este un tot? What? De ce nu vrei? O secundă. Dar nu vrea. Nu vrea să facă trading. Da, ceva ciudat. Ok, dacă l-am activat. Deci l-am activat. Trebuie să fie ăsta făcut albastru. Și dau așa, trade. Da? Și dai create new order. Bun. Deci eu vreau să cumpăr. Da? Și pun așa. 42.250, da? Vreau să cumpăr un Bitcoin, da? Și aici avem take profit, da? Și pun așa, calculez, bă, dacă eu îl cumpăr la ăla și se duce mai jos de 42.276, minus 3%, înseamnă 41.000. Da, eu pun ăsta la 41.000. Și dacă vreau să-l vând, îl pun la, deci am 42.276 plus 5%, îl pun la 44.300. 44.300. Ok? Ah, am pus invers, scuzați. 44.300 și 41.000 aici.
Deci e undeva la 276. Da, și dau buy. Bun, deci ăsta este un order, da? Să zic acum, da, vreau, cred că aici o să fie respins, da? Și vreau să fac un short și dau trade, dau create new order, da? Și dau zona asta aici unde am zis eu că poate să ajung al meu 44, deci dau pe sell, da? Și pun așa. 44.300. Da? Cumpăr 1, da? Și pun așa take profit. Îmi iau profitul dacă scade aici. Îi pun, să zic, 5%. Da? Și stop loss-ul îl pun 276. Da? Ok, stai așa că îl punem. Deci dacă ăsta al meu atinge... Sau nu, 42 de mii, da? Și stop loss-ul îl pun dacă prețul depășește 45.000. Da? Bun. Ok. Și dăm sell. Și ordinul s-a creat. Și în felul ăsta te poți juca, după care te uiți aici la paper trading, da? Îi dai din nou ăsta și vezi așa că avem orders. Bam, 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 bam. Puse. Take profit, stop loss, take profit, stop loss, da? Iar aici, la Trading Journal, poți să vă adăugați date și ce vreți voi. Sper că este clar pentru toată lumea. Sper să vă fie util acest tutorial. Nu am condiții de office, am înregistrat cu captură de ecran pe laptop. Am încercat să fac cât mai ușor de înțeles pentru toată lumea. Cu siguranță aș fi putut să fac o calitate mult mai bună. Poate voi face un episod următor când ajung la birou și am condiții normale de editare. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să le lăsați în comentarii. Voi lăsa link-urile gen dacă vă doriți să vă faceți cont și nu aveți pe Binance, pe TradingView, pe Bybit și unde mai aveți voi nevoie de tranzacționat. Vă doresc spor în tranzacții. Faceți măcar 3-4 trade-uri pe hârtie, pe paper trading pe zi ca să vă antrenați. Cei care aveți timp mai mult și vă pasionează fenomenul, intrați pe intervale mai mici, pe un minut, pe 3 minute, pe 2 minute, da? Și faceți 10-100 de trade-uri până ajungeți să înțelegeți. Experimentați cât mai mulți indicatori, vedeți ce vi se potrivește. Este un sport care poate să vă țină toată viața, dar dacă deveniți bun în asta, deveniți independent financiar. Toate cele bune!